În trecut, Pământul era de-a dreptul centrul Universului, cel puțin metaforic vorbind. Totuși, pe măsură ce ne-am dezvoltat tehnologia spațială, am aflat că Pământul este doar o planetă din miliarde peste miliarde. Totuși, în momentul de față, Pământul este și singura planetă locuită, deși tot mai mulți oameni de știință cred că posibilitatea vieții extraterestre este extrem de ridicată. Deși nimeni nu poate oferi un răspuns concret dacă am presupune că afirmația este adevărată, ar fi măcar extratereștri conștienți de existența noastră sau ar fi la fel de nedumeriți precum suntem noi astăzi? Ne-am putea privi sau chiar contacta? Ei bine, răspunsurile la aceste întrebări sunt la fel de dificil de oferit, însă oamenii de știință au detectat mai multe planete de unde viața extraterestră ar putea observa Pământul. Cum caută NASA planete? Atunci când ne gândim că nici măcar nu am reușit să explorăm propriul nostru sistem solar, poate că suntem foarte surprinși când oamenii de știință vorbesc despre descoperiri aflate la an lumină distanță. Până la urmă, nici măcar nu știm tot ceea ce se află în propria noastră casă. Deci, cum mai exact reușesc cercetătorii să obțină atâtea informații despre spațiul cosmic? Ei bine, planetele care se află dincolo de sistemul solar se numesc exoplanete, iar metoda principală prin care sunt descoperite este telescopul. Aceste lumi noi vin într-o varietate de dimensiuni și orbite, unele fiind gigantice, altele înghețate, iar altele stâncoase. Fiecare nouă descoperire este extrem de valoroasă, însă oamenii de știință se concentrează în special pe un anumit tip. Planete de dimensiuni similare cu Pământul care orbitează o stea asemănătoare Soarelui la o distanță potrivită în așa numita zonă locuibilă. Mai exact, zona locuibilă este distanța față de o stea care permite supraviețuirea apei la suprafața planetei într-o stare lichidă. Din moment ce în sistemul solar Pământul este singura planetă pe care apa, ingredientul esențial pentru viață, se poate găsi în stare lichidă, cercetătorii fac întâi presupunerea că alte forme de viață ar avea de asemenea nevoie de ea. Totuși, descoperirea unei zone locuibile nu se bazează doar pe distanța și tipul stelei, ci urmează câțiva pași mai complexi, printre care și stabilirea efectului de seră al atmosferei, motiv pentru care limitele zonei sunt deseori neclare. În august 2016, astronomii au anunțat că ar fi putut găsi o astfel de planetă chiar și în jurul lui Proxima Centauri, cea mai apropiată stea de sistemul solar. Noua lume, cunoscută sub numele de Proxima, B este de aproximativ 1,3 ori mai masivă decât Pământul, ceea ce sugerează că exoplaneta este o lume stâncoasă. De asemenea, ea se află în zona locuibilă a stelei, la doar 7,7 milioane de kilometri de steaua gazdă. Totuși, planeta își finalizează orbita la fiecare 11 zile pământești, așa că ar putea fi într-o rotație sincronă. Ceea ce înseamnă că o singură parte este cu fața spre stea, similar cu modul în care partea îndepărtată a lunii nu privește niciodată către Pământ. Majoritatea exoplanetelor au fost descoperite de telescopul spațial Kepler, un observator care a început să lucreze în 2009 și care a fost scos din funcțiune în 2018 după ce a rămas fără combustibil. În total, telescopului Kepler s-au atribuit descoperirea peste 2600 de exoplanete. Trebuie menționat și faptul că telescopul nu a privit toate aceste planete în mod direct, ci a folosit o metodă de detecție prin tranzit. Mai exact, observatorul s-a uitat după mici diminuări în luminozitatea unei stele pe măsură ce planetele treceau prin fața ei. Procesul este extrem de complicat, însă într-o manieră simplificată, planetele mai mari blochează mai multă lumină, iar cu cât sunt mai depărtate, cu atât durează mai mult evenimentul de tranzit. Planetele de unde extraterestrii ne-ar putea observa? Descoperirea de planete în zona locuibilă a fost scopul principal al telescopului Kepler, însă oamenii de știință nu s-au limitat doar la atât. În schimb, cercetătorii au încercat să privească și din celălalt capăt pentru a descoperi care dintre toate aceste exoplanete ar putea să ne observe fără piedici.
Deși metoda tranzitului s-a dovedit a fi extrem de eficientă, modalitatea nu este perfectă, deoarece ratează nenumărate planete care nu trec prin fața stelelor din perspectiva noastră. Mai mult, acesta nici măcar nu este un proces permanent, deoarece poate fi modificat pe măsură ce stelele își schimbă poziția relativă. Echipa formată din Lisa Kaltenegger, profesor al Universității Cornell, alături de Jackie Faherty, un om de știință senior la Muzeul American de Istorie Naturală din New York, a calculat că orice extratereștri care orbitează 2034 de stele din apropiere ar putea vedea tranzitul Pământului pe parcursul unei perioade de 10.000 de ani. Și mai impresionant, cei doi au calculat aproximativ 99 de planete potențial locuibile care pot vedea tranzitul Pământului și sunt suficient de aproape pentru a detecta transmisiile radio create de om. Studiul ne oferă astfel o arie mai restrânsă asupra căreia ar trebui să ne concentrăm în căutarea de viață extraterestră. Ba mai mult, potențialele civilizații de pe aceste planete chiar ar putea deja să încerce să ne contacteze. Pentru a identifica stelele cu vedere la tranzitul Pământului, cei doi cercetători au analizat datele de la sonda spațială Gaia a Agenției Spațiale Europene, care urmărește îndeaproape mișcările a peste 1 miliard de stele. Toate lumile care ar putea vedea Pământul orbitează stele care sunt aliniate exact cu planul în care încercuim Soarele, o mică fâșie de spațiu cunoscută în general sub numele de ecliptică. Orice schimbare, fie ea cât de subtilă, ar putea șterge complet amprenta Pământului. Perechea a identificat 1402 stele care se află în prezent în ecliptică, dar care sunt și relativ aproape, la aproximativ 300 de ani lumină față de noi. După asta au calculat și pozițiile din viitor a stelelor care ar putea intra în această zonă. Deși stelele de pe cerul nostru nu par să se miște prea mult, acestea se află într-o călătorie constantă. De exemplu, peste 2000 de ani, Polaris nu va mai fi steaua nordică, la fel cum nu era steaua polară atunci când observatorii egipteni, babilonieni și chinezii antici au cartografiat cerul cu mii de ani în urmă. În urma acestor calcule, perechea a reușit să ajungă la numărul actual de 2034 de stele, dintre care 313 ne-ar fi putut observa în ultimii 5.000 de ani, în timp ce alte 319 ne vor putea observa în următorii 5.000. De asemenea, în ultimul secol am eliberat diferite semnale radio în spațiu care ar fi putut ușura treaba observatorilor. Unele, cum ar fi emisiile noastre TV, sunt prea slabe pentru a fi ușor de distins pe distanțe cosmice, dar altele, cum ar fi explozii concentrate de unde radio emise de instrumente radar puternice, sunt suficient de strălucitoare pentru a fi ușor de detectat. Astăzi, cele mai puternice transmisii radio ale noastre sunt sub forma unui radar planetar folosit de astronomi pentru a studia obiectele sistemului solar, cum ar fi asteroizii, prin izbirea undelor radio de ele. Înainte de prăbușirea sa din decembrie anul acesta, Observatorul Arecibo a fost cel mai puternic radar planetar al nostru, iar undele sale ar fi ajuns chiar și la planetele aflate la zeci de ani lumină distanță. Odată ce o civilizație ar putea detecta tranzitul Pământului, ar putea prelua întâmplător și undele radio. Mai mult, utilizând instrumentele potrivite, observatorii extraterestri din zona de tranzit a Pământului ar fi putut chiar să privească cum oamenii modifică încet compoziția atmosferei planetei, fiind în special notabilă schimbarea pornită cu aproximativ 200 de ani în urmă, odată cu revoluția industrială și continuând până astăzi. Totuși, așa cum subliniază și cei doi cercetători menționați anterior, unele lumi extraterestre despre care credem în care ar putea susține viața încă nu pot vedea Pământul ca pe o planetă tranzitorie, chiar dacă noi le putem vedea pe ele. Aceste lumi includ 4 dintre cele 7 planete de dimensiuni similare cu a Pământului care orbitează o stea numită TRAPPIST-1, incapabile de a ne observa timp de alți 1642 de ani. Alte 2 lumi de masă terestră care orbitează steaua lui Tea Garden la aproximativ 12 ani lumină distanță nu ne pot observa, însă asta se va schimba în anul 2050.
În schimb, ROS 128, care găzduiește o planetă de masă terestră la aproximativ 11 ani lumină distanță, a putut să ne observe tranzitul timp de 2159 de ani, însă ne-a pierdut din vedere în timpul evului mediu, mai exact cam acum 900 de ani. Concluzie. Deși studiul despre care am discutat nu poate oferi niciun răspuns concret în ceea ce privește existența vieții extraterestre, discuția pe care o ridică este extrem de interesantă. Până la urmă, dacă noi încercăm să găsim alte forme de viață, de ce nu ar face și extratereștrii același lucru? Potrivit unor cercetători, poate că este mai bine să nu aflăm niciodată, însă oricât de pașnice sau de periculoase ar fi aceste specii străine, nu avem cum să nu fim cel puțin interesați. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.